Cum se montează o scară în spirală? Nivel de dificultate? Mediu. Scara în spirală existentă într-un kit este soluția ideală. Datorită înălțimii reglabile a treptelor, există posibilități multiple de adaptare. În varianta spiralată, scara în formă de șurub oferă o încărcare redusă a spațiului. veți avea nevoie de kit scară în spirală livrat alături de șuruburi, dibluri adaptate structurii suportului, uneltele necesare, scară, ruletă, creion, Șurubeniță electrică, burghiu pentru lemn, nivelă, lampă de gaz, Șurubeniță imbus, ciocan de cauciuc, set chei tubulare, fir de plumb, perforator, burghiu spiralat SDS, ciocan, cheie inelară, fierăstrău de metale, șurubelniță. Echipament necesar, mănuși de protecție, ochelari de protecție, mască de protecție antipraf, mănuși izolatoare. Dacă zona de instalare nu este încă pregătită, adaptați cotele la diametrul scării. Este necesară o zonă de instalare pătrată sau marginea dreaptă a unui mezanin. La anumite modele, prima treaptă prezintă o decupare rotunjită care se îmbină cu zona de instalare. Măsurați distanța dintre cele două etaje. La momentul începerii montajului despachetați toate piesele scării și grupați-le pe categorii pentru a ușura ulterior munca. Încercați să acoperiți podeaua cu un material protector. Este la latitudinea dumneavoastră să alegeți sensul de rotație al treptelor pentru urcare. Pentru acest model, marginea convexă corespunde sensului de mers. Unghiul treptelor este indicat pe instrucțiunile de montaj. Aici aveți două alegeri posibile și această alegere va impune reperarea zonelor de găurire pentru montarea balustradei. Pentru a câștiga timp, realizați un șablon de găurire în conformitate cu instrucțiunile dacă nu vă este furnizat. Pentru fiecare treaptă trebuie montată placa de sprijin pentru barele balustradei. Localizați poziția găurilor. Găuriți două treimi din grosimea treptei. Înșurubați plăcile de sprijin. Repetați procesul pentru toate treptele, mai puțin pentru ultima treaptă. Axul central al scării care susține treptele este conceput pentru a se adapta înălțimii din încăpere datorită unui sistem de pene reglabile. În funcție de înălțimea încăperii și a numărului de trepte, căutați pe instrucțiunile de montare numărul de pene necesar pentru a modifica distanța dintre trepte. Poziționați baza. Poziționați treapta superioară și lăsați un fir de plumb până la sol pentru a marca axul scării. Centrați placa de bază și marcați cu creionul punctele de găurire în podea. Asamblați elementele plăcii de bază și apoi înșurubați-le pentru a bloca soclul. Înșurubați tubul în placa de bază și apoi introduceți elementele de compunere și penele, șaibele, respectând instrucțiunile. Montați apoi prima treaptă, verificând sensul de urcare și apoi continuați cu elementele de compunere și treapta următoare. Continuați cu treptele următoare, poziționându-le provizoriu în stânga și dreapta pentru a repartiza uniform greutatea. La capătul superior al tubului înșurubați piesa de joncțiuni și apoi tubul următor. Continuați pe același principiu. Când ajungeți la capătul celui de-al doilea tub, înșurubați racordul și apoi tija filetată care trebuie să depășească înălțimea scării cu 15 cm. Finisați ultima treaptă, plasați ultimul element de compunere și apoi treapta. Montați ultimul element de compunere, plasați treapta palier pe coloană, montați placa de strângere, apoi șaibele și piulița. Strângeți, dar fără să blocați, fiindcă treptele trebuie să poată fi rotite pe coloana centrală. două piese în formă de echer sunt livrate pentru a permite susținerea treptei palierului. Identificați punctele de fixare, găuriți și prindeți în dibluri cele două piese în formă de echer. Fixați și partea superioară a piesei în formă de echer pe partea de jos a treptei palier. Așezați treptele în evantai. Fixați piesa de susținere pe amplasamentul prevăzut. Începeți prin a introduce coloana de susținere în dreapta palier și apoi către penultima treaptă și blocați tubul numai în partea de jos. Continuați instalarea fiecarei coloane de susținere, având grijă la alinierea găurilor de prindere ale coloanelor de susținere, ce vor permite instalarea balustradei. Verificați verticalitatea coloanelor de susținere și apoi blocați coloana și în partea superioară. Fixați pe sol prima coloană de susținere. Blocați apoi axul central prin strângerea piuliței din partea superioară. Dacă scara este lângă un perete, puteți adăuga un element suplimentar de fixare între o coloană de susținere și perete pentru a crește rigiditatea ansamblului. Înșurubați tubul de prelungire al coloanei centrale. Măsurați distanța dintre bare. Transferați această distanță pe treapta material și identificați punctele de găurire. găuriți până la două treimi din grosimea treptei. Fixați elementele de prindere și apoi barele. Fixați pe rând barele în partea inferioară a mânerului, asigurându-vă că barele sunt verticale. Tăiați excedentul de mâner și apoi astupați capătul tăiat. Încălziți balustrada cu lampa de gaz, prin mișcări circulare, pentru a nu deteriora materialul. Fără a se răci, montați balustrade, începând cu partea superioară a scării, prin fixarea coloanelor de susținere. Fixați balustrade pe coloanele de susținere. Verificând verticalitatea acestora, astupați capetele. Scara este gata pentru utilizare. Pentru securitatea dumneavoastră este necesar să aveți montată balustrada până la etaj.